La Colegiul Național Pedagogic Carol I din Câmpul Lung a fost o zi emoționantă pentru cei care vor intra cât de curând în focurile examenului de maturitate. Ultimul clopoțel a debutat cu parada absolvenților și a continuat în careul instituției de învățământ în prezența conducerii, a cadrelor didactice, a părinților și a prietenilor. Corul Orfeu al colegiului, condus de profesorul Ion Georgescu, a deschis festivitatea de absolvire a promoției 2019-2023. Festivitatea de încheiere a celor 4 ani de liceu a cuprins și un spectacol oferit de taraful instituției de învățământ. Conducerea instituției de învățământ consideră că și actuala generație de absolvenți este pregătită să-și îndeplinească visurile și să pună în aplicare cunoștințele dobândite în cei 4 ani de liceu. Dragi absolvenți, vă doresc ca fiecare dintre voi să ajungă în acel loc potrivit pe care toți vi-l doriți și prin educația de care veți da dovadă, prin bunul simț, prin nivelul de pregătire de care veți da dovadă, prin caracterul de care veți da dovadă, să fiți apreciați la adevărata voastră valoare. Așadar, vă doresc să ajungeți în acel loc potrivit, acolo unde visurile voastre pe care vi le-ați creionat acum să se îndeplinească și drumul pe care îl veți străbate către acel loc să fie presărat numai de noroc și multă, multă sănătate. Cu ochii în lacrimi, elevii din clasele care au încheiat ciclul de învățământ liceal și-au luat rămas bun de la dascăli și de la școala unde s-au format pentru viață. Aș vrea să pot să retrăiesc fiecare moment în care am râs sau în care mi-a fost teamă. Aș vrea să simt din nou fiecare lacrimă și zâmbet, iar uitându-mă înapoi, realizez cât de mult m-am schimbat și sunt mândră de ce am devenit. În clasa nouă aveam un grup de prieteni format din elevi din ani mai mari, din anul acela care avea să schimbe totul, de la școală și până la modul în care interacționam. Țin minte cel mai clar o zi ploioasă când, rămasă singură la cantină, am privit minute întregi două umbrele deschise lăsate la uscat, a mea și a unuia dintre prietenii mei, care urma să mă lase în urmă, fără voia mea. Cred că am plâns și atunci, pentru că mereu doare când conștientizez că cineva drag urmează să te părăsească. Deci acest moment reprezintă nu doar încheierea unui capitol frumos din viețile noastre, ci și o oportunitate de a exprima aprecierea noastră față de persoanele care ne-au influențat în mod memorabil. Pentru mine, liceul a fost format din experiențe diverse, multe dintre ele dificile, care au condus la dezvoltarea și conturarea personalității mele. Vom auzi, pentru ultima oară, clopoțelul sunând, așa cum a făcut-o timp de 4 ani, zi de zi. Este un moment unic, plin de emoții și pentru foarte mulți de lacrimi, ce reprezintă sfârșitul unei etape foarte importante a vieții. Vizibil emoționați, diriginții elevilor care au absolvit cei 4 ani de studii le-au transmis elevilor un gând bun și i-au încurajat să pășească cu demnitate în viață. Mai mult, i-au povățuit să nu uite niciodată că sunt caroliști. Aceștia au primit ultimele diplome în postura de elevi. Din cei 31 de elevi, azi, absolvenți ai ciclului liceal, 6 finalizează cursurile cu media generală 10. Toate mediile sunt peste 8,70. Peste 20 s-au înscris la examenul de titularizare și în curând vor fi colegii noștri.
Iată-ne astăzi ajunși la capătul drumului pe care am pornit împreună într-un însorit septembrie al anului de grație 2019, când, emoționați, profesori și elevi pășeam în același pătrat în care ne aflăm acum pentru a participa la festivitatea deschiderii noului an școlar. După 4 ani în care ați învățat multe de la noi, ați reușit să descoperiți legea ale firii, v-ați antrenat mintea, sufletul și corpul, ați visat, v-ați maturizat și v-ați imaginat liberi și independenți. Acum este acel moment când drumurile noastre se despart pentru că ciclul este complet. Da, am atins o limită a timpului petrecut împreună. Acum a venit vremea să plecați pentru o vreme, pentru o viață. Pentru absolvenții claselor a 12-a urmează examenul de maturitate și admiterea în învățământul superior. De acum înainte, nu notele vor fi cele care vor încununa succesul de zi cu zi, ci faptele fiecăruia.